protest în fața guvernului, se cere demisia lui Tudorel Toader. Angajații din penitenciare vor cere în strada, alături de colegii politiști, condiții de lucru mai bune și o salarizare echitabilă pentru sectorul de apărare, ordine publică și siguranța națională. Protestul va avea loc în Piața Revoluției, în fața mai 0900. Și 1200. În Piața Victoriei, în fața guvernului, 1300, 1600, fiind așteptați peste 300 de agenți și ofițeri din toate penitenciarele din țară în semn de solidaritate cu polițiștii romani și pentru apărare drepturilor angajaților din penitenciare. Cerem guvernului României. Îmbunătățirea condițiilor de lucru din penitenciare. Angajații din penitenciare lucrează în condițiile improprii din penitenciare câte 25-30 de ani, de risc pentru viața, sănătate și siguranța personală. Cerem investiții în condiții de muncă și dotări care să asigure protecția personalului și stoparea fenomenului violenței în penitenciare, doar în 2017, înregistrându-se 95 de atacuri grave la adresa personalului. Condiții echitabile de salarizare și pensionare. Creșterile prevăzute în legea cadru a salarizării 153/2017 trebuie aplicate în mod echitabil și pentru sectorul de apărare, ordine publică și siguranța națională. Respingem categorii discriminările între categorii profesionale pe care coaliția aflată la guvernare le practica din rațiuni pur politice. Cerem ca nedreptatea prin care pensiile militare au fost tăiate cu 30 începând cu septembrie 2017, 95/2017, să fie reparată urgent. După o viață petrecută în condiții de lucru improprii, angajații penitenciarelor merită venituri predictibile și decente la retragerea din activitate. Demiterea lui Tudorel Toader din funcția de ministru al Justiției. Tudorel Toader subminează modernizarea sistemului penitenciar romanesc prin incompetența și servilism. Niciun proiect referitor la îmbunătățirea condițiilor din penitenciare nu a fost realizat, iar bugetul de investiții al penitenciarelor. Tudorel Toader a făcut infractorul vedeta, reducându-i arbitrar pedeapsa și premiindu-l pentru infracțiuni. Victimele infracțiunilor și cei care în fapt ies justiția, judecători, procurori, grefieri, personal auxiliar, consilieri de probațiune și angajații din penitenciare, sunt tratati cu dispreț și o totală lipsă de interes. Tudorel Toader se face vinovat de neplata orelor suplimentare nerecuperate, girând astfel un furt de proporții din salariile angajaților din penitenciare, acestia fiind privati de plata a peste 1.000.000 de ore suplimentare nerecuperate, situație rezolvată pentru viitor printr-o lege recentă, fără însă ca datoria istorică să fie achitată. În
cazul în care guvernul nu rezolva aceste doleanțe, angajații din penitenciare vor continua protestele prin pichetarii la nivelul penitenciarelor și refuzul de a efectua ore suplimentare până la blocarea activității penitenciarelor. Se arată într-un comunicat remis pe surse.